Vă salut, bine ați venit pe la noi. Vă aflați în locația mea de la Dumbrăvița, Timiș, județul Timiș. Noua mea locație, din care concurez din vara anului 2017. Locație absolut nouă. De unde chiar din primul an au început să apară primele rezultate. Și de aici voi concura în viitor. Cealaltă locație din care concuram în tandem, unde concuram sub numele de Burciu plus Oprea, am întrerupt-o. Crescătoria este împărțită în 6 compartimente, 2 pentru masculii văduvi, 2 pentru văduve și 2 pentru pui. Porumbeii de reproducție se află în cealaltă locație, la Caraș, la sediul firmei mele. Deoarece și așa spațiul este destul de mic aici unde am noua locație, nu mi-am permis să-i aduc aici pentru a nu aglomera într-un fel sau altul ceilalți porumbei. Ca și porumbei de reproducție, porumbeii mei din compartimentele de reproducție, la origini, o parte din ei sunt porumbei de bandă nabel, o parte porumbei de Ianvan de Paș, care mi-au adus și foarte, foarte multe succese în mai multe etape. Și primul meu por și primul meu rezultat la nivel internațional, primul porumbel care a participat la Nitra, la Cupa Europeană, fiind jumătate Ianvan de Paș, porumbei care au rămas la baza crescătoriei mele, care și la ora actuală reușesc să câștige la etape de la 100 la 900 de kilometri. Porumbeii de Van de Nabele, care mi-au adus chiar anul trecut 2 titluri de campion național, atât la viteză tineret, cât și categoria G și loc 3 mondial, fiind participant la Olimpiada de la Poznan și singurul porumbel din România care a reușit să ridice un premiu pe podiumul european. La reproducție folosesc consanguinizarea pe porumbei care au reușit să-mi facă rezultate de top național, deci vorbind aici de podium național. Mi-am oprit în compartimentul de reproducție tot timpul 3-4 frați cu cei mai buni porumbei ai mei, dintre care am selectat 1-2 care au și reprodus, și cu acei porumbei care au reprodus sau chiar cei care au zburat foarte bine, am scos niște produși incești din campioni cu mamele lor sau din femelele care au jucat foarte bine, le-am împerecheat cu tatăl lor pentru a scoate porumbei de reproducție care îi am în compartimentul actual. Am circa 8 porumbei din cele, după cum v-am spus, 24 de cupluri, circa 8 porumbei sunt direct incești pe cei mai buni porumbei ai mei și văd că produșii lor deja fac treabă. Reproduc în jur de 80-100 de pui pentru mine anual, pe care îi concurez la toate etapele organizate de asociație. În sezonul 2018 am concurat 17 etape toți pui, reușind să fac și singurul pui, din ce știu, din România și chiar din Europa, cu 17 din 17 clasări. Îi scot undeva în luna ianuarie, în data de 9, 10, 11 ianuarie, tot timpul să fie înălați. Și după care urmează un tratament de tricomonoză. La finele tratamentului, după circa 2-3 zile de la încheierea tratamentului de tricomonoză, îi vaccinez. Vaccinez cu vaccinul PHA, care acoperă paramixoviroza, herpesul și adenocolii,
fac un rapel la circa 25-28 de zile. După care porumbei urmează o pregătire de începere de sezon competițional propriu-zis. Eu pui deja i-am dus la primul concurs. Deci zbor pui cât se poate de mult. Dacă sunt 15 etape de jucat, 15 joacă. Dacă sunt 20 de etape, 20 de etape joacă. Deci nu ți din pui nezburați în crescătorie. La finele sezonului consider că sunt destul de selectați, pui după circa 3-4 mii de kilometri zburați. De obicei nu rămân pui sub 2500 de kilometri concurați în crescătorie, așa că poate să intre liniștit în lotul de zbor. Numărul de porumbei concurate din acest compartiment se vede, are ușile deschise. Aici, doar unde au ușile deschise există mascul. Celelalte se închide automat în momentul în care nu mai există acel mascul sau dacă nici n-a fost, poate, de la începutul sezonului. Acesta este cel de-al doilea compartiment de văduvie, unde se află și o parte din porumbei care au participat în expediția națională. Acesta este un mascul care a reușit în 2018 să ocupe locul 11 național fond, tineret, are și inel gol, doar că întâmplarea a făcut ca punctele bune să le încheie abia la ultima etapă, altfel ar fi beneficiat de premiu. Cred că anul ăsta va face un palmares frumos. A început deja de la, din startul concursurilor să punteze. Un alt porumbel care îl consider eu unul cei mai buni porumbei mei din crescătorie, 21-89, a fost locul 9 în expoziția națională categoria H. Anul ăsta este deja considerat ca un porumbel pretendent la locurile de vârf ale României, deja este trecut în lista de porumbei sticăriți. Un porumbel care a reușit anul trecut să claseze 17 etape din 17 drumuri, 17 clasări din 17 etape jucate. Un alt mascul care a reușit să fie, să ia locul 1 județ Timiș, Aspid, totodată să fie participant în expoziția națională la Speed, dar porumbelul este cu origini de fond maraton, Carteus, porumbel de George Carteus, porumbel foarte drag mie. Aici se află compartimentul de văduvie femele, unul dintre ele, și una dintre favoritele mele, 21-64 de 2017, este sora de cuiba porumbelului loc 3 mondial, dublu campion național anul trecut la categoria G și viteză tineret. Anul ăsta a intrat și ea în atenția celor de la federație, după ce a acumulat un punctaj destul de bun. Este sticărită și cred că până la finalul sezonului va reuși să urce pe podium așa cum a făcut-o și fratele ei de cuib. Repet, fratele de cuib 21-63, ea este 21-64. Xena, cum îi spun eu. În urmă cu câteva zile a ocupat locul 5 pe centru din aproximativ 3000 de porumbei la etapa de fond. A avut câteva etape anul ăsta unde
reușește să facă puncte foarte bune. 0, 1 punct, maxim 2 puncte pe etapă. Și totodată mai am o femelă foarte bună aici. Mihaela Cristoiu. Această femelă reușește într-o etapă de 350 de km și una de 600 aproximativ să acumulezi un punctaj de 0,70 de sutime în două concursuri, 0,35 de puncte per etapă. Atât ea, cât și de pe partea unei surori de ei pe care o am o reproducție, am avut mai multe locuri de unul, la bază fiind porumbei de Fraier de Ofen combinați cu Van den Abele. Miss Logan. Deci femeia a câștigat locul 1 la Logan, Timiș. Etapă de 600 de km la Pui. O etapă destul de dificilă. La ultima etapă, primul porumbel susit pe crescătorie. La etapă de 200 de km, o etapă foarte dificilă a fost. Și din nou a venit prima cu crescătorie. Recidivează cu etape de vârf. Sper să, până la finalul sezonului, să reușească să prindă podium. Ca asta toți ne dorim, podium național cel puțin, dacă nu chiar european. Am făcut o mică improvizație din compartimentul femeilor văduve. L-am transformat într-un compartiment așa zis de natural. Am 8 tinere. Femeluțe de 2018, unele n-au reușit nici să-și încheie de năpârlit toată aripa. Eu sper să reușească să-mi încheie cele 3 etape de maraton, pentru că de-aia le-am și adus de la Caransebeș aici. Am vrut să-mi demonstrez că pot să zbor cu ele, chiar dacă au fost învățate acolo la început, o parte dintre ele au fost învățate acolo. Unele le-am adus mai târziu, undeva prin septembrie, și erau mai mici, dar n-au încheiat aripa. Acum caut să fac o pregătire de maraton pe natural. De aceea am aici masculii care s-au lovit la aripă. În general, mi-au venit accidentați de la concursuri pe care i-am împerecheat cu ele. Și vreau să le așez pe poziție de cuib să vedem cum vor concura. Mâncarea pe care o folosesc, o parte din ea o aduc din Ungaria, de la firma Astra. O altă parte este mâncarea de Romfrid și mâncarea de Van Robais. Deci folosesc toate trei, toate trei firme de care produc hrană pentru porumbei. Și ca și produse, în afară de un produs pe care mi-l fac singur, un produs natural, din 7 semințe, cereale, legume, fructe, un produs energizant, mai folosesc și produse de la firma Tolisan, Romfrid chiar, și în mică parte Bayer's. Folosesc pentru recuperare toliaminul de la Dr. Tolisan, care mi se pare un produs foarte bun. O săptămână folosesc toliaminul, cealaltă săptămână Belga Solo. Și pe mâncare administrez pentru flora intestinală Biofloro de la Bayer's, care mi se par, deci astea sunt trei dintre produsele care mi se par foarte bune și la care se vede imediat o îmbunătățire în starea porumbelului după administrare. Nu folosesc produse energizante cum ar fi Carnispid și tot felul de alte produse care pentru mine
nu mi-au adus niciun fel de avantaj în etapă, ci folosesc un produs făcut de mine, natural. Intervin atunci când este nevoie cu tratamente atât pentru căi respiratorii cât și pentru tricomonoză, cât și intestinal, tratez o dată pe lună. Totul merge ca un ciclu prin rotație, din 4 în 4 săptămâni mă rotesc cu tratamentele pentru tricomonoză, căi respiratorii, intestinale și fungi. Aici folosesc, alternez, nu folosesc aceleași produse pe un întreg sezon, deci plec pe programul de Tolisan complet. Aici reamintesc adenocolii mix de la Tolisan, bronhosprintul de la Tolisan, T-cacao, după care, după toate tratamentele de antibiotic, vin cu tratamentul de fungi. În momentul în care deja am repetat de două ori tratamentul de Tolisan, atunci tratez cu produse de la DAC și aici FMT, Redmix, sunt cele două produse pe care le-am folosit mai tot timpul. Cam așa sunt pașii pe care îi parcurg într-un sezon competițional și consider că sunt niște pași de urmat. Nu arătând totodată că am reușit an de an să mă aflu printre cei mai buni crescători ai României, la categoriile la care particip. Deci, consider că am atins într-un fel sau altul cam toate detaliile și metodele de a putea ajunge la un nivel competițional ridicat.